Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate vin cu precizări după ce în presă au apărut informații care au pus bolnavii pe jar. Mai exact, se spunea că oamenii nu își pot ridica medicamentele compensate și gratuite prescrise de medic decât din farmaciile existente în localitățile unde își desfășoară activitatea medicul ce a dat rețeta. CNAS precizează că medicamentele cu și fără contribuție personală prescrise de medici în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pot fi ridicate în prezent, la fel ca și până acum, de la orice farmacie aflată în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate ca și medicul prescriptor. Aceasta înseamnă că rețeta compensată poate fi onorată într-o arie teritorială mult mai largă decât localitatea în care își desfășoară activitatea medicul prescriptor, ce anume în întreg județul respectiv, în cazul rețetelor emise de cabinetele de profil aflate în relații contractuale cu o casă județeană de asigurări de sănătate. Totodată, rețetele pot fi onorate de orice farmacie din țară aflată în contract cu casa respectivă. În anul 2018, CNAS a început demersuri pentru extinderea posibilității de onorare a rețetelor compensate la orice farmacie din țară, indiferent cu ce casă de asigurări de sănătate se află aceasta în relații contractuale, demersuri pe care instituția dorește să le finalizeze în acest an. Finalizarea liberalizării onorării rețetelor compensate este dificilă din punct de vedere tehnic, în condițiile în care aceasta presupune modificări semnificative în două sisteme informatice, SIUI și SIPE.